Campania curățenia de primăvară a debutat ieri la Arad, în cartierul Alfa. Un arădean însă din zona Podgoria nu a mai așteptat ca firma de salubrizare să ajungă conform programării și în zona în care locuiește el și s-a pus singur pe treabă. S-a echipat cu uneltele necesare și acum își propune să curețe zona din jurul canalului Mureșel, din apropierea școlii gimnaziale cu numărul 5. El spune că nu are sens să aștepți autoritățile să vină și să rezolve problema. Bună ziua, arădenilor! Vă invit la curățenia de primăvară, care a început deja. Aș dori ca toți arădenii să-mi urmeze mică parte exemplu, adică să nu așteptăm tot de la autorități, să ne facem curat în jurul blocurilor, să ne facem curat în jurul caselor. Nu costă mare lucru, din contră puțin antrenament nu strică. În rest, puteți privi și dumneavoastră gradul de civilizație al poporului român. Nu știu ce mai fi de spus la toată această poveste, dar cert este că ar trebui să ne luăm puțin, nu soarta, ci problemele, să ne le luăm în mâini, să nu mai așteptăm chiar absolut totul de la autorități. Canalul Mureșel este considerat drept un focar de infecții. În el sunt deversate diverse substanțe de la cet, iar unii trecători își aruncă gunoaiele acolo. Mai mult decât atât, pe perioada iernii, mai mulți boschetari se adăpostesc în zonă. De menționat este faptul că Mureșelul trece chiar prin apropierea unei unități de învățământ. Că m-a ajutat cu containerele și sper că mă vor ajuta și de acum încolo, pentru că această porțiune de la Mureșel, de la cet până porțiunea în care este intubată, este un focar permanent de infecție, a fost în permanență un focar de infecție, deversări de petrol de la cet, gunoaiele pe care oamenii le aruncă aici, mai mult de atâta, școala care e prezentă la 2 metri aici, focarul de infecții este de asemenea un mare pericol. Poate că dacă exemplul medicului arădean ar fi urmat de mai mulți cetățeni, cu siguranță nimeni nu va mai spune despre municipiul de pe Mureș că este un oraș murdar și neîngrijit.